6, 5, 4, 3, 2, 1 și vă prezentăm în acest moment. Clar că a câștigat aceste alegeri europarlamentare, așa cum se știe și Elena Băsescu, din estimările care s-au arătat pe ecran, a ieșit europarlamentar. După cum a spus dumneavoastră, și sigur se va întâmpla acest lucru, se va întoarce înapoi în PDL. Deci, iată că vom avea cel mai mare număr de mandate europarlamentare. Este clar că una din mizele colaterale, dar poate chiar cea mai importantă, acestor alegeri europarlamentare, a fost sau este poziționarea pentru alegerile prezidențiale. Și este clar că în aceste condiții președintele Traian Băsescu pleacă din pole position, pleacă favorit pentru un al doilea mandat de președinte.